Dat fiind numărul mare al cererilor venite din partea pensionarilor, conducerea Casei Județene de Pensii a înaintat o solicitare de suplimentare, întrucât numărul biletelor repartizate este mai mic decât numărul solicitărilor depuse. Deja suntem pentru anul 2012 la seria 6. Noi l-am afișat încă de vineri, l-am pus și pe site-ul instituției, au început persoanele să vină, sunt peste 200 de bilete, mai avem și bilete disponibile la anumite stațiuni, dar în număr mai redus. Bineînțeles, a fost o întârziere în a le afișa, deoarece am așteptat suplimentarea la Bala. În acest an, Casa de Pensii primește inițial cam 23 de bilete. 23 de bilete sunt insuficiente și de aceea am cerut suplimentări. Le-am primit și am afișat aceste bilete. Destinația preferată pentru tratament de pensionarii din județul Mehedinți este stațiunea Bala. Foarte multe cereri au fost depuse de asemenea pentru stațiunile Olănești, Buziaș, Herculane și Govora. Unde ați vrea să mergeți? În ce stațiune? Herculane. Herculane, e mai aproape. Herculane, eventual, Oradea, Felix. No, reumatism, nu? Pentru reumatism. Asta m-ar interesa. Dacă v-a interesat și pe dumneavoastră. Cum să nu mă intereseze? Indiferent. Am muncit o viață întreagă, vreau și o dată pe an să plec într-o stațiune pentru o afecțiune cardiologică, urologică și doresc foarte mult, da? Am făcut cerere, dar slabe speranțe. În ce stațiune ați vrea să mergeți? Da, de la Olănești, ori la Căciulata, ca să mă fac bine, dacă mai mă fac. În primele luni ale anului 2012, pensionarii din Mehedinți nu s-au îngrămădit să ridice biletele de tratament. De la începutul anului și până în prezent, la Casa Județeană de Pensii s-au primit 1500 de bilete. Doar 1110 au intrat însă în posesia beneficiarilor, restul fiind returnate.